Ce cel mai mișto e că are crusta crunchy și în interior e un nor așa de... Vezi? Bună dimineața! Suntem în mod miraculos nu doar a doua zi, dar și cu vocea mea în locul vocii Ioanei. Pâinea asta peste noapte s-a odihnit și este gata de scoring. Scoring pe care o să-l vedeți făcut de ea cu E. Cine are scule își permite, dar ar trebui făcut dintr-o singură mișcare. Așa cum chiar ea m-a învățat. Dar mai ciupit-o ea așa un pic la final, după care o să o acoperim cu capacul de la cuptorul. În cazul nostru Emil Henry e foarte indicat. Este foarte fierbinte, dar folosim cârpe și iată ce se întâmplă după 20 de minute. După care trebuie să îndepărtați capacul ca să poată să se rumenească la cuptor încă vreo 25. Și cum îți place pâinea de azi? Cum ți se pare că a ieșit? Băi, se putea mai bine, trebuie să recunosc. Ești veșnica nemulțumită. Da, asta-s eu, n-ai ce să faci. Okay. Și asta. Ce crezi că n-a mers bine? Am plimbat-o. Asta a plimbat-o puțin cu... Puțin mai mult. A plimbat-o puțin prin București. Întâi cu Uber, apoi pe jos, am venit așa cu copiii. Ei, nu-ți că nu facem reclamă pe aici. Așa. Cu mașina aia de nu vrei să dai vina pe cuptor deloc. Am zis să nu fiu așa că e al tău. Da, e o discuție complicată cu cuptorul. Nu prea ne-a ajutat. Marca Zilan Ronas. Ce făină folosești? Ce ingrediente sunt în maia? Făină și apă. And that's all. Făină și apă. Și eu folosesc așa la fel ce... Păi se văd picioarele. Would you give a guy a foot massage? Fuck you. Mai apă. Da. Cu ce o faci? În ce moment mă întrebi? Când încep? Când încep de la zero. Când încep de la zero. Ok. Făină, două tipuri. Okay. Eu așa am început. Acum găsești mai multe rețete, să zic așa. Ai zice tu? Făină albă de grâu și făină de secară. Mix. Făina de secară aș pune jumate-jumate? Da, jumate-jumate. Eu folosesc doar făina de secară. Mi se pare că e cea mai bogată în... Toată lumea zice, e adevărat că sunt bacteriile alea în aer? Da, e adevărat. Sunt în aer, sunt pe mâini. Sunt pe făină. Sunt în făină. Tot. Eu știu că sunt în făină și știu că în făină. Sunt și în atmosferă. Sunt și în atmosferă. Cam cu câte grame începi? Întotdeauna cantități egale făină, apă. Bun, am pus 50 cu 50. Ce facem după aia? Ce facem a doua zi? A doua zi urmărim, când au trecut cam 24 de ore, ne uităm, vedem dacă sunt urme de activitate, pot și să nu fie. Ce înseamnă urme de activitate? Adică te uiți așa pe, iei borcanul ăla transparent așa și te uiți pe toate părțile și să vezi dacă are măcar niște bule. Uneori se poate întâmpla chiar să înceapă să crească din prima. E un boom așa la început, se mai întâmplă. Dar ce sunt bulele alea? Sunt bule de aer. Cum apar? Haide, că asta-i place lui Fimiu, povestea asta. Păi uite, animăluțele alea mici. Așa. De acolo sunt niște animăluțe mici, dar bacteriile, ele mănâncă din făină și din apă și elimină acest, de fapt mai degrabă dioxid de carbon, da? Deci nu vrei să zici că fac pârțuri. Hai să zicem așa. Bine. Dacă am pus 20 de grame din maiaua veche de o zi, pun tot 20 de grame de făină și 20 de grame de apă. Și am zis că nu o să facem astăzi episodul cu maia, nu l-am făcut. Dar trebuie să țineți cont că, spre deosebire de maiaua ta, a mea are 100% secară. Bă, am și o întrebare. De ce secară românii din țară, domnule? Puneți, vă rog, o întrebare la obiect, da? Păi la obiect! Că tot de mereu brambura în țara asta, domnule! Come on, burn! M-ai prins rău de tot aici. Ioana are avion să se întoarcă în Copenhaga peste câteva ore și totuși a binevoit să ne ajute cu pâinea cu maia. Acum, Matei, pot să sugerez eu un răspuns și să-ți fac o sugestie. Răspunsul s-ar putea să fie pentru că astăzi, în 2021, în Piața Iancului, în București, capitală europeană, nu ai apă caldă. Iar sugestia este, nu mai încerca să acoperi cu spray. Fă duși cu apă rece. Oh, I'm going into cold, and it's cold, and Ce descoperi de acolo din... Asta îmi spune că e fermentată bine totuși, poate un pic prea fermentată. Ideea e că dacă erau alveole toate la un loc, dacă era compactă, era subfermentată. Acum e foarte deschisă, e foarte, foarte deschisă. Ok, cum îți dai seama? Mă uit efectiv la alveole. Vezi că sunt unele mai mici, unele mai mari și asta îmi spune despre cât de mult am mers în procesul de fermentație. Ia să vezi, ce ai făcut aici? Hai de mine! Ia! Ia uite aici! ASMR! Aia! Băi, nu pot să pretind că am făcut sute de pâini deja, că mi-a ieșit vreuna așa. Nu! Hai! Aproape, dar respect. Și acum, apropo de respect, mai așteaptă cineva niște respect din spatele camerei. Hai! Dirty job. Uite cum sună. Dar nu, mie îmi place cu unt și cu sare. Garson? Este un pic. Nu, întâi pâine cu alb. Da. Nu e reclamă, e Maldon. Bă, e mai bună ca ta. Știu, nici n-am nevoie să gust, se vede. Da, ai făcut școala în Franța sau ce ai făcut? Nu. Na. M-am uitat pe net, știi? Netul te ajută. De pe net ai învățat singură? Da. De pe net și bine, ok, recunosc că am lucrat la un bakery, dar eu am lucrat în magazin, adică nu am fost brutar de profesie acolo. Așa. Însă eram tot timpul foarte interesată, adică mi-a plăcut chestia asta și mereu vorbeam cu colegii mei brutari. Și am reținut... mai apropiați, că se vede spațiu dintre voi! Așa. Te-a ajuns vorba ta. Da, și mi-a plăcut mult, adică mi se părea fascinant. Eu mai avusesem o tentativă înainte cu pâinea cu maia și îi întrebam tot timpul pe colegii mei și am învățat foarte multe legate de făinuri și așa. Știam teoria, după ce am fost la bakery, că am asimilat mult și după aia m-am și apucat de practică și trebuie multă practică. Deci e chiar mai bună pâinea goală. E, acum... Vorbesc serios. Doar se știe că untul face totul mai bun. Nu, da, e pufoasă, așa, e foarte, înăuntru e... Aerată. Da. A doua. Să vedem ce e înăuntru. Ui! Nice! Hai! Mai adun niște proteze de degete mari acolo, dar... Ha! Da. Băi, da, arată genial. E puțin, mi se pare puțin suprafermentată. Nu e nicio suprafermentată. Zic eu că e, dacă zic eu e. Da, dacă zici tu. Am gustat din prima, am zis deja că e probabil cea mai bună pâine pe care am mâncat-o. Nu exagerez, nu pentru că a venit Ioana și invitata noastră. Și anticipând că nu va fi mai prejos de așteptări. Și pregătită? Pregătită? Băi, ce supereroi, ce Marvel Comics, DC, whatnot. Catwoman, Wonder Woman, Batgirl, Supergirl. De asta mă întrebai cât port? Da. E ok așa? Nu. E mai adunat așa. Da, mulțumesc. Oh, I'm going into cold, and it's cold, and